Salut! Sunt Victor Vurtejan, am sosit în București. Putem găsi împreună câteva locuri. Capitala europeană. Dimineața. Nicio informație. Suntem lăsați singuri. Din păcate, tot informațiile gara de nord. Nu știu unde să mă duc. Caut București. Caut să ajung undeva. Luăm un bilet, poate că sau mai bine luăm un ceai. Poate luăm un ceai. Încep să obosesc. Nu găsesc nicio informație. Sunt în gara de nord. Avem de toate, avem Coca-Cola, avem McDrive-uri. Unde să mă? Sunt aproape sigur. N-am găsit nicio informație. Mă duc să caut, mă duc să mă odihnesc în parc. Poate-mi vine idei. Sunt plin de apă. Am căutat un tabel de informații. Am căutat un mijloc de informații. Încă n-am găsit. Mi-am cumpărat covici. Viitorul îmi surâde. Mă anunță toate pancardele din fața gării. Viitorul e al meu. Viitorul sună bine. O să mă duc în parc să mănânc covrigi. Cred că așa pățesc toți turiștii care sosesc în București. După ce caută toată gara, după ce caută tot, pe peroane, tabele, oameni, se așează aici în parcul gării. Își cumpăr un covrig și se gândesc la ce a fost odată în București. Să căutăm cu ajutorul lui Dumnezeu în următoarele ediții să vă facem plăcută treaba asta cu București. Deocamdată nu ne-au ieșit decât câteva încadraturi. Destul de interesant. Și acolo și aici. Salut! Vrei covrig? Domnilor, domnișoarelor, am găsit un monument. Singurul monument pe care l-am găsit aici, în parcul Gării de Nord. Mă rog, am găsit o parte din monument. Monumentul se pare că a plecat de acolo de sus. De fapt, tot ce am încercat să vă spun până aici este doar un pretext. Ne-am agățat de... Hai să-i spunem monumentul ăsta de aici, pentru a vă prezenta o idee. Împreună, așa cum suntem noi acum, cu Iulian Dumitru în spatele acestei camere, cu Radu Șovăial acolo și cu mine, sunt Victor Vurtejanu, ne-am străduit ca împreună să-ți descoperim România care trăiește. Sperăm să ne revedem curând. Nu uita! Poate împreună putem schimba ceva. La bună vedere! Mă duc să caut monumentul.